Simpozionul Național de Sănătate și Securitate în Muncă a avut loc astăzi la Liceul Tehnologic Toma Socolescu din Ploiești. Este a doua ediție a acestui simpozion de lucrări ale profesorilor și elevilor pe tema sănătate și securitate în muncă. Ideea ne-a venit anul trecut când am constatat că nimeni nu a organizat o astfel de activitate la nivelul liceelor. Am avut mulți participanți și anul trecut și anul acesta, atât profesori cât și elevi îndrumați de profesori. Cu precădere, elevii liceelor tehnologice sunt predispuși la accidente, care pot apărea în cadrul atelierelor sau orelor de practică. Toți copiii au un îndrumător în spatele lor. Problemele pe care le ridică ei sunt probleme de absolută necesitate într-o școală. Noi avem în cadrul fiecărei școli o comisie de sănătate și securitate în muncă și un grup de elevi voluntari care realizează astfel de activități de sănătate și securitate în muncă. E vorba de ajutor, un prim ajutor în caz de accidente. Simpozionul a atras un număr impresionant de elevi și profesori din toată țara. Avem din toată țara profesori care s-au înscris cu lucrări. Toată țara, înțelegând și din Cluj, și din Galați, și din Brașov, și din București, și din Călăraș, și din multe alte locuri, nu vin neapărat. Dumnealor au trimis lucrările și vor fi prezentate de colegii mei care sunt moderatorii acestor activități. Fiecare echipă a evidențiat activitatea la care se pricepe cel mai bine. Proiectele au fost realizate chiar pe baza cunoștințelor dobândite în școală. Pentru acest simpozion ne-am pregătit cu respectarea normelor privind testarea glicemiei, testarea nivelului de glucoză în sânge. A fost o activitate care ne-a fost predată la școală și noi acum, fiind în ultimul an la Școala Pozițială Sanitară, ne prezentăm la acest simpozion tocmai pentru a evidenția cât de importante sunt aceste norme de protecție și securitate în muncă și în tehnică. Mai multe instituții au sprijinit organizarea activității: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean și Primăria Ploiești. Reprezentanții acestora au evidențiat importanța acestor norme atât în școală cât și ulterior în muncă. Vorbim de două probleme fundamentale, sănătate și securitate în muncă. Sunt două chestiuni pe care fiecare elev trebuie să le cunoască și iată, suntem la o nouă ediție a acestui simpozion național de lucrări științifice. Țin să felicit pe această cale conducerea Liceului Toma Socolescu și cred că pe viitor astfel de conferințe ar trebui extrapolate și la nivelul altor instituții școlare. Este o acțiune de conștientizare a elevilor în ceea ce privește securitatea, sănătatea în muncă. Noi, ca reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, dorim să formăm deprinderi de securitate tuturor viitorilor lucrători. Reprezentanții Liceului Tehnologic Toma Socolescu doresc ca acest simpozion național să devină o tradiție la nivelul școlilor.